Acest tronson de autostradă este cel mai dificil, cu o lungime totală de peste 31 de kilometri. Pe această secțiune se vor construi 49 de poduri și viaducte, 7 tuneluri și un ecoduct în zona Lazaret. Reprezentantul constructorului a ținut să dea asigurări că lucrările vor începe pe șantierul de pe Valea Oltului în luna aprilie, cel mai târziu în mai. Încet, încet începem la lucru. Aproape 50% în zona asta am terminat sondajele. Luna care vine, din cauza pădurii care nu am terminat toate sondajele, o să terminăm. Zilele următoare o să luăm autorizație de construcție. La aprilie, mai începem construcție. Și vă mulțumim foarte mult pentru tot sprijinul. La întâlnire, alături de constructorul MAPA Genchis, au fost invitați reprezentanții ai instituțiilor publice de la nivelul județului Vâlcea, precum și primarii comunelor prin care va trece autostrada. Suntem foarte conștienți de investiția aceasta majoră care are loc și pe care o așteptăm de ani și de ani de zile. Vreau să spun că acum Câineniu e prins în trei mari investiții, vorbind de cea prezentă autostrada, de lucrarea pe care Consiliul Județean o face pe drumul județean, 703H-ul ăsta. A treia, avem apă și canal, o investiție majoră, 5,5 milioane de euro, pentru care am dat ordinul de începere a lucrărilor. Eu aș fi vrut o buclă la Racovița, de la intrarea din European în Racovița. Noi să așteptăm în mijlocul asfaltului, pentru că acum cu aglomerația asta de camioane, noi stăm acolo, se blochează, se fac kilometri de coloană în spatele mașinilor, că nu poți intra, e din pantă. Eu cunosc proiectul pentru că practic am participat la el, la alături de colegii primari, am fost pe teren, am văzut primele sondaje, pe mine mă veți avea în continuare, în condițiile legii, cel mai bun PR al dumneavoastră. Eu m-aș bucura tare mult să angajați oameni de locului, oameni care vor să muncească. Sunt locuri de muncă și la această secțiune de autostradă și eu m-aș bucura tare mult să lucrez cu oameni de locului. Dacă vom lucra, ca și până acum, aproape de primari, în comunicare permanentă pe orice subiect, pur și simplu dacă aveți nevoie să stăm de vorbă, să mai schimbăm o impresie, chiar dacă va fi o campanie electorală, eu tot la servici sunt. În urma acestei întâlniri pe Valea Oltului, în zona localității Racovița, se vor dispune măsuri pentru fluidizarea traficului rutier. A fost o întâlnire bună în care am făcut o evaluare la zi a stadiului în care ne aflăm. Vom introduce circulație dirijată pe podul în arcadă peste râul Olt, pentru că este trafic foarte, foarte mare și podul nostru este și el la o vârstă, ca să zic așa. Am dispus toate măsurile să se circule dirijat cu pilot, astfel încât să nu se creeze aglomerație pe pod, dar și intersecția din drumul național pentru cei care merg spre Racovița sau spre Perișan și așa mai departe în zonă să nu fie ambuteiaje, pentru că sunt foarte multe mașini care vin cu material pentru autostradă. Suntem la treabă, deranjăm un pic, dar pentru Dita mai proiectul de autostradă. Tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, care va traversa Valea Oltului, ar trebui să fie gata în 2028. Valoarea contractului depășește 4 miliarde de lei.